Mulțumesc primăriei municipiului Pașcani pentru că a făcut posibil ca astăzi în sediul primăriei să ne întâlnim cu cei de la Fnair, cu proiectantul autostrăzii A8, cei de la Consitrans și cu toți primarii plați pe traseul autostrăzii de la intrarea în județ la Moțca până la Târgu Frumos pentru a stabili ultimele detalii în vederea realizării studiilor și evident a tuturor celorlalte formalități pentru implementarea cât mai rapidă a acestui proiect. Mă bucur foarte mult că deschiderea primarilor județului nostru pentru realizarea acestui proiect este una fără echivoc și sunt convins că în perioada imediat următoare, cu sprijinul celor de la CNAIR, a proiectantului și cu finanțarea guvernamentală și europeană, ieșenii vor vedea după atât de mulți ani această autostradă și realizată, cel puțin pe sectorul de la Ungheni, Iași, Târgu Neamț. Mulțumesc și eu pentru prezență domnului președinte Costel Alexie, mulțumesc reprezentanților de la CNAIR, de la echipele de proiectare și de foraj. Mă bucur pentru faptul că există un interes pentru aceste autostrăzi. Noi am primit la primăria Pașcani și în zilele care au trecut solicitări pentru a acorda suportul celor care fac foraje pe A7. Astăzi am discutat despre forajele pe traseul A8. Asta înseamnă că lucrurile se mișcă. Autoritățile statului sunt interesate ca acest proiect să meargă mai departe și să nu întâmpinăm dificultăți de niciun fel. Aduc aminte tuturor faptul că acum 4-5 luni de zile, la o primă întâlnire la Iași, am solicitat mutarea traseului de autostradă A8, un pic mai jos, în așa fel încât să eliberăm o porțiune importantă din acel teren pe care noi ne-l dorim să îl transformăm într-un parc industrial în perioada următoare. Cerința noastră a fost auzită, traseul, intersecția de A7 cu A8 a fost mutată. Urmează ca de acum înainte, cu sprijinul domnului președinte Costel Alexe, cu implicarea tuturor celor care pot ajuta să ducem mai departe această promisiune făcută pășcănenilor în campanie electorală pentru realizarea unui parc industrial. În ce stadiu sunt discuțiile privind la parcul industrial? Astăzi, după această întâlnire cu cei de la Consitrans și de la CNAIR, împreună cu domnul primar și ceilalți colegi implicați din cadrul primăriei municipiului Pașcani, plus directorul tehnic de la Consiliul Județean, vom face această vizită pe amplasamentul viitorului parc industrial, pentru că cel puțin această zonă de intersecție dintre A7 și A8 va fi cu siguranță o zonă căutată de întreg mediu de afaceri. Avem deja transmis o scrisoare de intenții din partea primăriei municipiului Pașcani pentru a pune la dispoziție acea suprafață de teren și mă bucur că și cei de la CNAIR și cei de la Consitrans și-au arătat deschiderea ca această suprafață să fie cât mai mare, practic autostrada trecând pe la periferia viitorului parc industrial. Finanțarea va fi asigurată din fonduri guvernamentale sau fonduri europene. În momentul de față trebuie să discutăm despre preluarea terenului către Consiliul Județean și elaborarea studiului de fezabilitate și apoi proiectul tehnic. Nu putem astăzi să avansăm o cifră în ceea ce privește valoarea acestui proiect. Pentru că prin finanțare, Consiliul Județean nu face altceva decât să facă împrejmuirea terenului, să asigure toată sistematizarea acestuia și să realizeze infrastructura. Și aici mă refer la rețeaua de drumuri din interiorul parcului și rețele de utilități, apă, canalizare și gaz. Când va fi preluat efectiv? Pentru că scrisoarea de intenție este transmisă de foarte mult timp. Și Pașcaniul, și Dumeștiu, și Poduiloi au transmis aceste scrisori de intenții către Consiliul Județean, dar faptul că avem acest studiu de fezabilitate privind traseul autostrăzii care s-a suprapus peste suprafețele propuse de către primarii în vederea preluării pentru realizarea parcului industrial și astăzi când vorbim, n-avem practic finalizat traseul autostrăzii, ceea ce implică în momentul de față ca primăria Pașcani să primească de la CNAIR și de la Consitrans faptul că pot să transfere către Consiliul Județean această suprafață. Ulterior, noi, prin o hotărâre de Consiliul Județean, vom aproba sumele privind realizarea studiului de fezabilitate. Da, era procedura normală, este procedura normală, pentru că această porțiune de teren de, eu știu, 60 de hectare, cred că avem la un loc, era afectată de traseul de autostradă. Astăzi, în momentul în care nu mai este afectat, este liber de sarcini, sunt convins că vom primi avize favorabile de la CNAIR și alte instituții ale statului, în așa fel încât să facem procedura
de transfer, dar să știți că acest subiect a fost discutat, cred că lunar, de mine și domnul președinte Costel Alexe, deci ne vom ține de el, în așa fel încât să avanseze cât mai mult.